Salut tuturor, eu sunt Alex și bine v-am regăsit cu o nouă serie pe acest canal. De data aceasta vom juca Skyrim. Este un joc pe calculator, da? Și în acest joc sunt diferite lucruri de făcut. Mi-am pierdut tot levelul, dar nu contează. O să vă dați seama de ce avem noi de făcut în acest joc, din gameplay-urile care vor urma. Și da, jocul este din 2011 sau 2012. Mie îmi place, adică, da. Mi-a fost spus de un coleg ca să-l joc și am zis că, bă, de ce nu? Acum filmez cu Action Mirrorless, am versiunea full. Și sper să vadă bine, adică, măcar 30 FPS-uri să fie acolo. Am lăsat setările pe medium, deci se vede destul de ok. Problema e că eu înregistrez gameplay-ul separat, audio-ul separat și trebuie să le editez separat pe amândouă. Azi durează o grămadă până mi se salvează audio-ul, pentru că audio-ul nu se salvează din prima, adică trebuie să mai aștepți un pic. Exact ca și cum ai randa ceva, știți? Da, noi acum, eu am așa că Skyrim o grămadă. Nu știu ce vorbesc ăștia, că am închis audio, mouse. Am animat un fel de tutorial. Și azi trebuia să mergem să ne tai gâturile, probabil, nu mai țin minte, că de când am jucat, trecut mult timp. Da, deci până am găsit setări pentru Action Mirrorless, am încercat OBS, am încercat Fraps, toate. Toate tâmpenii. Hai, mănâncă alu cealaltă până ajungem. Uite, zăpadă, ce frumos e pe aici. Uitați, dacă vreți să vă instalați și voi acest joc, o să vă las un link în descriere de unde îl puteți descărca. Probabil ca să fac un video de unde să-l descărcați. Dar da, vă merge cam pe toate PC-urile. Dacă aveți 2 GB, e perfect. Eu am 4 și e perfect. Da. Da. Vă puteți customiza caracterul ăla să vedeți imediat despre ce vorbesc. Asta e un gameplay foarte lung, că primul nivel, să spun așa, durează mult până îl filmez. Și da. Nu uitați, dacă mai vreți episoade din această serie, să apăsați și voi pe butonul de like, iar eu voi continua. Da. Uitați, dacă mă uit în sus, îmi focalizează. Dacă mă uit în jos, focalizează așa încet. Super tare chestia. Pentru un joc din 2011, eu zic că grafica este una bestială, adică arată destul de bine. Adică nu destul, foarte bine. Trebuie să recunosc. Eu care am jucat GTA 5, mi se pare că și ăsta are grafică foarte bună. Da, de acum voi filma pe calculator cel mai probabil, nu sunt sigur, să văd dacă să vă placă. Dacă facem peste 10 like-uri, voi mai pune un episod din această serie. Nu știu, vreau să canalul să crească așa mai mult în gaming, adică nu, să fie moderat. Un episod de gaming, un vlog, ca să fie perfect. Și acum am dat seama ce ușor e să filmezi pe calculator. Că nu-i de filmat pe telefon. Filmez, pui pe calculator, editez, aștept să se salveze, pe aia îl poți despi tu. Așa direct l-ai filmat, l-ai pus în Sony Vegas, randez părțile. Oh my god, mai sunt niște persoane acolo. Bă, dar asta e negru, frate, uite un pic ce față are. Asta e rasism. Nu mă ridica, merg fără să vreau. Hai băieți, dacă am umblat cu drogurile, eu ce să vă fac? Adică nici nu știu povestea. Acum ne scrie ceva gen declarat din astea că trebuie să murim. Nu faci mă. Vreți să vedeți cum îi tai gâtul ăla? Sărăcie. Majoritatea episodului vom filma. Voi face caracterul pentru că asta e prima oară când intri în joc. Și da, Justin, uite, îți filmez. Filmez pentru tine, în sfârșit, după atâta timp. Nu vin. Nu mă duc.
Băi, mă împinge cineva de la spate. Da, bună ziua. Aș dori o pâine. Ok, ok. Deci aici ne facem caracterul, eu v-am spus. Elf. Briton. O, ce ciudat e asta. What elf. Ok, ce ciudat era o chestie. Asta e caracterul meu. Pe asta eu nu l-am făcut. Da, lăsăm pe asta care are, care are dreaduri, de-aia lăs. Deci, ăsta eu l-am făcut, data trecută. Bă, ți-am zis că nu mă duc să-mi rup gâtul. Ai priceput? Tanti, cam brutală ești tu. Uite acolo, îi taie gâtul. Zi de primăvară. Dar ce-mi place cum e faza cu focalizatul. Bine, în jos nu-i grafică bună, pentru că am pus-o eu pe medium. Dacă o pun pe high, cum o se cheamă, se asmă mai bine. Nu mă duc să-mi tai gâtul, nu. Vreau un avocat. Deci vreau un avocat. Și te uiți urâtule. Băi. Urâți ăștia. Da. Deci asta zici că e fix ca de la adunare. Uite, și-mi taie gâtul cu o chestie în aia murdară, plină de sânge. Nici nu știe să spălați. Jițel. Deci, uite un pic, ăsta vorbește cu ăla, care e legal la gură. Și spune, vrei, ești arestat. Și ăla, nici nu poate vorbi. Uite cum se uită la mine. Așa îmi punea mea în bandă de scoși când era mai mic, la gură. Ea aia face ceva incantații. Nu pe prietenul meu. Așa îi tai gâtul. Vreți să vedeți cum îi tai gâtul? N-a să vedeți. Ba da, să vedeți. Suntem bărbați adevărați, ne uităm cum îi tai gâtul. Șeful ăsta e un pic. Aici chiar trebuie să pun muzica. Holy shit! Dar nu se aude cam... Pe fate o chestie. Ce prostă sunt. Hai. Da, m-a spus, dar nu contează. Vă obișnuit, bă. Mamă, și-o împinge cu piciorul. Uite gâtiți acolo. Și vezi ce frumos i-a răsat capul acolo într-o cutie. Nu ți-ai mir? Nu pot. Nu o să merg. Turmez, fraiere. Hai, du-te. Du-te și fă-ți treaba. Calul n-are niciun stres. Îl doare în părț. Și sus. Și îmi place viața. Și o trăiesc. Deci că-i mania, dar nu contește. Nu! Îmi pare rău. John! Uite cum mă puni pe aia care-i școasă! Eu herpe stati! Oh my god, un dragon! Da, eu știam de faza asta, dacă îi pasă. Ia! Călăule, îmi pare rău, dar ați fi mâncat. Așa salvează-mă. Dă-i o flacără și un pârț. Ok. Deja zici că-s drogat. Holy fuck, cum am scat frame-ul. Hai, vreau să merg. Băieți, fete, ce fac? Oblivea să dă, știu asta, știu. Unii eu, unii fug. Eu nici data trecută n-am știut. O iau după tipul ăsta, că așa mi-a arătat săgeata. Bun, am venit. Tu ce cu tine ai? Dă-mi ceai. Ceai. Ce faci aici? Asta e gagicta? Da-s chiar, mari brânză, ce? Burăște. E, mari brânză, ce? Și așa, o ringură. Un polonic. Da, șeful șefilor, care-i treaba? Ne suim sus, mă sui sus. La etaj. Ok. Acum vreau să plec. Băi, deci eu mă sui sus sau mă sui jos? Cum sună asta? Băi, eu vreau să merg afară, să o gur de aer. Ce bun e fumul ăsta. Vezi? Pe tine te cheamă Mickey. De Tiki și Mickey.
Ai, eu da atât. Atâta. Mare, mare. Care treabă? Eu mă suisesc. Ce cutie? Geam. Dar ce vrei să sar? A, trebuie să sar acolo. Bine, hai. Parcur în cur. Ok. Acum. Aici. Ok. M-am pierdut. A, trebuie să o iau încoa. Aici trebuie să fie un copil. Care? Asta era? Nu. Ai bărbat în toate fier. Asta e copilul. Deci n-am făcut niciodată. Nu m-am dus, stau așa în ghea. Îl admir. Ok. Scuzați, dar eu joc așa mai prost, dar nu contează. Ce mai fac eu acum? Na, trebuie să stau aici cu băieții duri. Băieții duri. Băieții duri. Copilul dur. Păi ce freză are, așa avem eu freză. Ne eram un cop killerii. Ok. Noi devasta statul. Vede ce face statul român. Uip. Vision. Ce fac eu acum? Asta e întrebarea. Aici trebuie să vin, dar eu sunt prost. În scare mă enervează chestia asta, că nu prea văd bulina aia deasupra lui. Era să mor. Ăștia dau cu sărieții doar în paște. Hai, mergi, frate, mergi. Eu și-o să fiu eu ceva de la tipul ăsta. Ai murit. Hai rău de familia ta. Da. Zii, va să zici. Bă, dar bun, prieten, mai înainte vrei să-mi rup gâtul, să-mi îl dai și acum ne plimbăm, mergem la o cafeluță, la o biere. A, și tu erai prietenul meu. Ăla care nu-i șmecher, dar nu contează. Dă-i. Așa. A, aici trebuie să vin. Bun. Am intrat. Bun, eu sper că vă place jocul. Mai continuăm un pic. Știu că vă plac episoadele lungi. Echei perverse. Ce dorești? Ce mănânci atâta? Pat. Ceva de furat nu-i? A, știu, aici trebuie să... Da. Trebuie să deschid ușa. Băiatul? Hai. Da, acum trebuie să mă duc la ușă. Cred. E, ce fac? E, na. Mamă, ce-ți fac, frate? Nu-i scad de viață. Cum să-i dau un pumn să-i sară sânge? Puneți-mi și voi. Mia. Dau cu pumne până să strâng. Pac, nu a mers. Băi. Banii. Căciula. Nu e așa de important, dau eu. Sunt mai multe chesturi. Ati! Așa. Aici, l-o luați, doamne cealaltă. Băi, când să-i dau bătaie, aici nimic, aici ce avem? O găleată, niște oase, băneți, bănuții. Îmi place că putem lua fiecare așa pe rând. Da. Asta, da. Armura, că sunt cu rugol, sabia și cheița, cu care vom deschide ușa. A, stai, trebuie să dau tab. Asta trebuie să-l folosesc, deci... Folosim asta. Asta nu mai folosim. Astea și... Nu astea. Și sabia în mână. Ok. Băieți, pregătiți-vă de acțiune. Deci dacă păți pe râu, o bag înapoi. Întrebarea e cum deschide ușa. Hai, frate, hai, deschide dacă ești mai chiar. Mm,
da, asta e logo-ul Skyrim-ului. Bun, băieți, cam atât cu acest episod. Eu sper că v-a plăcut. Nu uitați să apăsați pe butonul de like dacă mai vreți episoade din această serie, pentru că în episodul următor vom face chestii mult, mult, mult mai interesante decât ce am făcut în acest episod. Bun, pa!